Avem acțiunea Poliției Române. În ultimele 10 zile, polițiștii botoșăneni au pus în aplicare 56 de mandate de percheziție domiciliară la persoane bănuite de infracțiuni de contrabandă, braconaj și activități ilicite cu articole pirotehnice. În urma descinderilor, polițiștii au identificat și ridicat în vederea continuării cercetărilor aproximativ o tonă jumătate de articole pirotehnice. În această dimineață, polițiștii au pus în executare 20 de mandate de percheziție domiciliară în orașele Săveni și Ștepănești, la locuințele persoanelor bănuite de comiterea infracțiunilor de braconaj și contrabandă. În cadrul activităților desfășurate au fost identificate și ridicate în vederea continuării cercetărilor bunuri care interesează cauza, printre care trofee de vânătoare, țigarete și medicamente de contrabandă.